Iubirea este o stare a ființei. Iubirea nu se află în afară, ci în adâncul dumneavoastră. Nu o puteți pierde nici când și nu vă poate părăsi. Nu depinde de un alt corp, de o formă exterioară. Cea mai mare parte a suferinței oamenilor este inutilă. Este creată chiar de dumneavoastră, atât timp cât viața vă este condusă de mintea care nu este supusă observării. Durerea pe care o creați acum este întotdeauna o formă de neacceptare, o formă de rezistență inconștientă față de ceea ce este. La nivelul gândului, rezistența este o formă de critică. La nivel emoțional, este o formă de negativism. Intensitatea durerii depinde de gradul de rezistență față de momentul prezent, iar acesta depinde la rândul său de gradul de identificare cu mintea. Mintea caută întotdeauna să nege clipa acum și să evadeze din ea. Cu alte cuvinte, cu cât sunteți mai identificat cu mintea dumneavoastră, cu atât mai mult suferiți. Sau puteți privi acest lucru și în felul următor. Cu cât sunteți mai capabili să respectați și să acceptați clipa acum, cu atât sunteți mai liberi de durere și suferință și de mintea egocentrică. Unele învățături spirituale afirmă că toată suferința este, în ultimă instanță, o iluzie. Și acest lucru este adevărat. Se pune întrebarea, este adevărat și în cazul dumneavoastră? O simplă credință nu face ca acest lucru să devină adevărat. Vă doriți să suferiți pentru tot restul vieții, continuând să spuneți că durerea este o iluzie? Vă eliberează acest lucru de durere? Ceea ce ne interesează aici este modul în care puteți realiza acest adevăr, ceea ce înseamnă că poate deveni propria dumneavoastră experiență. Durerea este inevitabilă atât timp cât vă identificați cu mintea, adică atât timp cât sunteți inconștient din punct de vedere spiritual. Mă refer aici în primul rând la durerea emoțională, care este în același timp și principala cauză a durerii fizice și a bolilor. Resentimentul, ura, mila de sine, vinovăția, furia, deprimarea, gelozia și așa mai departe, chiar și cel mai ușor sentiment de iritare. Toate sunt forme ale durerii. Și orice plăcere sau exaltare conține în ea sâmburele durerii. Fiind inseparabilă de contrariul ei, care se va manifesta în timp.
privit dintr-o perspectivă superioară, atât polul negativ, cât și cel pozitiv, sunt fețe ale aceleași monede. Fac parte din durerea fundamentală, care este inseparabilă de starea egocentrică de conștiință identificată cu mintea. Există două niveluri ale durerii. Durerea pe care o creați acum și durerea din trecut, care încă mai trăiește în mintea și corpul dumneavoastră. Atât timp cât nu puteți accede la puterea clipei de acum, fiecare durere emoțională pe care o trăiți lasă în urmă un rezidu de durere care continuă să trăiască în dumneavoastră. Se contopește cu durerea din trecut, care se afla deja acolo, și se fixează în mintea și corpul dumneavoastră. Acest lucru include, bineînțeles, și durerea suferită în copilărie, provocată de inconștiența lumii în care v-ați născut. Această durere acumulată este un câmp energetic negativ, care vă locuiește trupul și mintea. Dacă o priviți ca pe o entitate invizibilă de sine stătătoare, vă apropiați foarte mult de adevăr. Este corpul durere emoțional. Corpul durere are două modalități de funcționare, latentă și activă. Se poate afla în starea latentă 90% din timp, însă într-o persoană extrem de nefericită poate fi activ în proporție de 100%. Unii oameni trăiesc aproape în întregime prin corpul durere, în timp ce alții îl pot simți numai în anumite situații, cum ar fi relațiile intime, situațiile asociate cu abandonarea sau pierderile din trecut, rănile fizice sau emoționale și așa mai departe. Poate fi activat de orice eveniment, mai ales dacă acesta rezonează cu un tipar de durere din trecutul dumneavoastră. Când este pregătit să se trezească din faza latentă, chiar și numai un gând sau o remarcă inocentă făcută de cineva apropiat îl poate activa. Corpul durere nu vrea să îl observați în mod direct și să îl vedeți așa cum este. În momentul în care observați corpul durere, îi simțiți câmpul energetic și vă fixați atenția asupra lui, identificarea s-a rupt. A apărut o dimensiune superioară de conștiință. Eu o numesc prezență. Sunteți acum martorul sau observatorul corpului durere. Aceasta înseamnă că el nu vă mai poate folosi, pretinzând că vă reprezintă și nu se mai poate alimenta prin dumneavoastră. V-ați descoperit puterea interioară autentică. Unele corpuri durere sunt neplăcute, dar relativ inofensive
de exemplu ca un copil care nu se mai oprește din smiorcăit. Altele sunt monștri vicioși și destructivi, adevărați demoni. Unele sunt violente fizic, dar cu mult mai multe sunt violente din punct de vedere emoțional. Unele vor ataca oamenii apropiați sau pe cei din jurul dumneavoastră, în timp ce altele vă vor ataca pe dumneavoastră, gazda lor. Gândurile și sentimentele pe care le aveți despre viață devin atunci profund negative și autodestructive. Bolile și accidentele apar deseori în acest mod. Unele corpuri durere își împing gazdele la sinucidere. Când credeți că știți bine o persoană și apoi vă confruntați brusc cu o creatură străină și îngrozitoare, trăiți un șoc puternic. Este însă mai important să observați corpul durere în dumneavoastră decât în alții. Acordați atenție oricărui semn de nefericire, sub orice formă ar apărea. Poate fi corpul durere pe cale de a se trezi din starea latentă. Acesta poate lua forma iritării, a nerăbdării, a unei proaste dispoziții, a unei dorințe de a răni, a enervării, a furiei, a deprimării, a nevoii de a crea un moment dramatic în relația dumneavoastră intimă și așa mai departe. Surprindeți-l chiar în momentul în care se trezește din starea latentă. Corpul durere vrea să supraviețuiască, precum orice altă entitate vie, și poate supraviețui numai dacă dumneavoastră vă identificați în mod inconștient cu el. Apoi se poate ridica, poate pune stăpânire pe dumneavoastră, poate deveni dumneavoastră și poate trăi prin dumneavoastră. Are nevoie să-și primească hrana prin dumneavoastră. Se va hrăni cu orice experiență care rezonează cu propriul său fel de energie, cu orice lucru care creează o nouă durere, indiferent de formă, enervare, destructivitate, ură, mâhnire, dramă emoțională, violență și chiar boală. Așa că, după ce corpul durere preia controlul, va crea o situație în viața dumneavoastră care va reflecta propria sa frecvență energetică. Pentru a se hrăni cu ea. Durerea se poate hrăni doar cu durere. Ea nu se poate hrăni cu bucurie. Din momentul în care corpul durere a preluat controlul, vă doriți și mai multă durere. Deveniți atunci o victimă sau un agresor. Doriți să răniți sau doriți să fiți rănit. Nu există o mare diferență între ele. Bineînțeles, nu sunteți conștient de acest lucru și veți afirma cu vehemență că nu vă doriți durerea.
dar priviți cu atenție și veți descoperi că gândirea și comportamentul dumneavoastră sunt proiectate în așa fel încât să facă durerea să continue, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru alții. Dacă ați conștientiza acest lucru, tiparul s-ar dizolva, pentru că este o nebunie să-ți dorești mai multă durere. Și nimeni nu este nebun în mod conștient. Corpul durere, care este umbra întunecată aruncată de către ego, se teme de fapt de lumina conștiinței dumneavoastră. Îi este teamă că va fi descoperit. Supraviețuirea sa depinde de identificarea inconștientă cu el, precum și de frica dumneavoastră inconștientă de a înfrunta durerea care trăiește în dumneavoastră. Dar dacă nu o înfruntați, dacă nu o aduceți în lumina conștiinței, veți fi constrâns să o retrăiți de nenumărate ori. Corpul durere vă poate părea un monstru periculos pe care nu puteți suporta să-l priviți, dar vă asigur că este o fantomă lipsită de substanță care nu poate triumfa în fața prezenței dumneavoastră. Când deveniți observator și începeți să anulați identificarea, corpul durere va continua să opereze pentru un timp și va încerca să vă păcălească, să vă identificați din nou cu el. Deși nu îl mai alimentați cu energie prin identificare, el are o anumită inerție, ca un titirez care continuă să se învârtească pentru un timp, deși nimic nu îl mai activează. În acest stadiu, poate crea și dureri fizice în diferite părți ale corpului, dar acestea nu vor dura. Rămâneți prezent. Rămâneți conștient. Fiți paznicul mereu vigilent al spațiului interior. E nevoie să fiți suficient de prezent pentru a observa corpul durere în mod direct și pentru a-i simți energia. Atunci nu vă mai poate controla gândirea. În momentul în care gândirea se aliniază la câmpul energetic al corpului durere, v-ați identificat din nou cu el și îl hrăniți din nou cu gândurile dumneavoastră. De exemplu, dacă furia este vibrația energetică predominantă a corpului durere și nutriți gânduri pline de furie, stăruind în minte asupra ceea ce v-a făcut cineva sau asupra a ce aveți de gând să-i faceți dumneavoastră, atunci ați devenit inconștient și corpul durere v-a luat locul. Acolo unde există furie, există mereu durere în spatele ei. Sau atunci când sunteți cuprins de o dispoziție întunecată
și începeți să dezvoltați un tipar negativ de gândire, gândind cât de cumplită este viața. Gândirea vi s-a aliniat la corpul durere și ați devenit inconștient și vulnerabil în fața atacului său. Inconștient, așa cum folosesc eu cuvântul aici, înseamnă a fi identificat cu un tipar mental sau emoțional. Acest lucru implică absența totală a martorului. Atenția conștientă și susținută rupe legătura dintre corpul durere și procesele mentale și dă naștere procesului de transmutare. Este ca și cum durerea ar deveni combustibilul pentru flacăra conștiinței dumneavoastră, care va arde astfel mai puternic. Acesta este înțelesul ezoteric al vechii arte a alchimiei. Transmutarea metalului obișnuit în aur sau a suferinței în conștiință. Ruptura interioară este vindecată și deveniți din nou întreg. Din acel moment, responsabilitatea dumneavoastră este de a nu mai crea noi dureri. Concentrați-vă atenția asupra sentimentului din interiorul dumneavoastră. Dați-vă seama că acesta este corpul durere. Acceptați prezența lui acolo. Nu vă gândiți la el. Nu lăsați sentimentul să se transforme în gândire. Nu judecați și nu analizați. Nu vă creați din el o identitate. Rămâneți prezent și continuați să fiți observatorul a ceea ce se întâmplă în dumneavoastră. Conștientizați-vă nu doar durerea emoțională, ci deveniți conștient de cel care observă, de martorul tăcut. Aceasta este puterea clipei acum, puterea propriei dumneavoastră prezențe. Procesul pe care l-am descris este unul extrem de puternic și totuși simplu. Odată ce ați înțeles principiul de bază al prezenței dumneavoastră ca observator al lucrurilor care se întâmplă în interiorul dumneavoastră, înțelegere însemnând trăire, aveți la dispoziție cel mai puternic instrument de transformare. Nu neg faptul că veți mai putea întâmpina o intensă rezistență interioară în procesul de renunțare la identificarea cu durerea,
Acest lucru se va întâmpla mai ales dacă în cea mai mare parte a vieții dumneavoastră ați trăit în strânsă identificare cu corpul durere emoțional. Sau întreaga dumneavoastră identitate, sau o mare parte din sentimentul dumneavoastră de sine este investită în el. Aceasta înseamnă că ați creat un sine nefericit din corpul durere și credeți că dumneavoastră sunteți de fapt această ficțiune construită de minte. În acest caz, frica inconștientă că vă puteți pierde identitatea va crea o rezistență puternică față de procesul de renunțare la identificare. Cu alte cuvinte, preferați să trăiți în durere, să fiți corpul durere, decât să faceți un salt în necunoscut și să riscați să vă pierdeți sinele cel nefericit. Observați-vă rezistența interioară. Observați-vă atașamentul față de durere. Fiți extrem de atent. Observați ciudata plăcere pe care o derivați din sentimentul de nefericire. Observați impulsul de a vorbi și de a vă gândi la acesta. Rezistența va ceda când conștientizați aceste lucruri. Apoi, îndreptați-vă atenția asupra corpului durere. Rămâneți prezent ca martor și inițiați astfel transmutarea. Numai dumneavoastră puteți face aceasta. Nimeni nu o poate face în locul dumneavoastră. Dar dacă sunteți destul de norocos să găsiți pe cineva care este intens conștient, dacă vă puteți afla în prezența lui și îl puteți urma în starea de prezență, acest lucru vă poate ajuta și va accelera procesul. În acest mod, propria dumneavoastră lumină va deveni cu repeziciune mai puternică. Când un buștean care tocmai a început să ardă este pus lângă unul care arde puternic, iar după un timp sunt separați, cel dintâi va arde cu mult mai mare intensitate. La urma urmei, este același foc. Una din misiunile învățătorului spiritual este să fie un astfel de foc. Este posibil ca unii terapeuți să fie capabili să împlinească această misiune cu condiția să fi depășit nivelul minții și în acest fel să poată crea și susține o stare de intensă prezență conștientă în timp ce lucrează cu dumneavoastră. Primul lucru pe care trebuie să vi-l amintiți este acesta. Atât timp cât vă creați o identitate din durere, nu vă puteți elibera de ea. Atât timp cât sentimentul de identitate este investit în durerea dumneavoastră emoțională, veți opune în mod inconștient rezistență și veți sabota
fiecare încercare pe care o faceți de a vă vindeca de durere. De ce? Pur și simplu pentru că doriți să rămâneți intact, iar durerea a devenit o parte esențială din dumneavoastră. Acesta este un proces inconștient. Și singurul mod prin care îl puteți depăși este să îl conștientizați. Conștientizarea bruscă a faptului că sunteți sau ați fost atașat de durere poate fi o descoperire destul de șocantă. În momentul în care ați realizat acest lucru, ați rupt atașamentul. Corpul durere este un câmp de energie, aproape ca o entitate care s-a instalat temporar în spațiul dumneavoastră interior. Este energie vitală blocată, o energie care nu mai circulă. Bineînțeles, corpul durere se află acolo din cauza anumitor lucruri care s-au întâmplat în trecut. Este trecutul viu din dumneavoastră. Și când vă identificați cu el, vă identificați cu trecutul. O identitate de victimă este credința că trecutul este mai puternic decât prezentul. Ceea ce reprezintă exact contrariul adevărului. Este credința că alți oameni și ceea ce v-au făcut ei poartă responsabilitatea pentru cine sunteți acum, pentru durerea dumneavoastră emoțională, și pentru incapacitatea dumneavoastră de a fi cel care sunteți de fapt. Adevărul este că singura putere care există e conținută în momentul prezent. Puterea propriei dumneavoastră prezențe. Odată ce înțelegeți acest lucru, realizați de asemenea că dumneavoastră sunteți acum răspunzător pentru spațiul dumneavoastră interior și nimeni altcineva și că trecutul nu poate învinge puterea clipei acum. Sfântul Pavel a exprimat foarte frumos acest lucru. Iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Așa cum nu puteți lupta împotriva întunericului, nu puteți lupta împotriva corpului durere. Este suficient să îl observați. Observarea implică acceptarea lui ca parte a ceea ce este în momentul prezent. Atât timp cât nu aveți acces la frecvența conștientizată a prezenței și dacă nu veți accede la ea, toate relațiile,
îndeoseb cele intime, sunt profund defectuoase și, în ultimă instanță, disfuncționale. Dacă în relațiile dumneavoastră trăiți experiența dragostei, dar și opusul ei, atac, violență emoțională și așa mai departe, atunci este foarte probabil să confundați atașamentul sinelui fals și dependența cu dragostea. Nu este posibil să vă iubiți acum partenerul pentru ca o clipă mai târziu să-l atacați. Dragostea adevărată nu cunoaște contrariul. Dacă dragostea dumneavoastră are un pol opus, atunci nu este dragoste. Ci o dorință puternică a sinelui fals de a avea un sentiment de identitate mai complet și mai profund, o nevoie satisfăcută temporar de cealaltă persoană. Este substitutul sinelui fals pentru salvare și pentru o scurtă perioadă de timp ne simțim aproape salvați. Dar vine un moment când partenerul se comportă într-un mod care nu mai răspunde nevoilor dumneavoastră sau nevoilor sinelui fals mai degrabă. Sentimentele de frică, durere și lipsă, care sunt o parte intrinsecă a conștiinței egocentrice și care fuseseră acoperite de relația de dragoste, revin acum la suprafață. Ca în cazul oricărei dependențe, sunteți în extaz atunci când drogul este disponibil, dar vine invariabil un timp când drogul nu-și mai face efectul. Când acele sentimente dureroase reapar, le simțiți și mai puternic decât înainte. Și mai mult decât atât, acum vă percepeți partenerul ca fiind cauza acelor sentimente. Acest lucru înseamnă că le proiectați în exterior și îl atacați pe celălalt cu toată violența care face parte din durerea dumneavoastră. Acest atac poate trezi durerea partenerului dumneavoastră și e posibil ca el sau ea să vă răspundă la atac. În acest moment, sinele fals speră încă, în mod inconștient, că atacul său sau încercările sale de manipulare vor fi o pedeapsă suficient de mare pentru a-l determina pe partener să-și schimbe comportamentul, pentru a-l putea folosi din nou ca să vă ascundă durerea. Acesta este motivul pentru care în relațiile intime, după ce euforia inițială a trecut, există atât de multă nefericire, atât de multă durere. Nu relațiile sunt cauza durerii și a nefericirii. Ele doar aduc la lumină nefericirea care există deja în dumneavoastră. Orice dependență o face. Orice dependență ajunge la un punct în care nu vă mai satisface. Și atunci
vă simțiți durerea mai intens decât oricând. Acesta este unul dintre motivele pentru care majoritatea oamenilor încearcă mereu să evadeze din prezent și caută un fel de salvare în viitor. Primul lucru cu care s-ar putea confrunta dacă s-ar concentra asupra clipei de acum este propria lor durere. Și acesta este lucrul de care se tem. Dacă ar ști numai cât de ușor este să ai acces în acum la puterea prezenței, care face să se dizolve trecutul și durerea lui, la realitatea care dizolvă iluzia. Dacă ar ști numai cât de aproape se află de propria realitate, cât de aproape se află de Dumnezeu. Nici evitarea relațiilor într-o încercare de a evita durerea nu este o soluție. Durerea există acolo oricum. Există o mare probabilitate ca 3 relații eșuate în tot atâția ani să vă oblige să vă treziți, mai degrabă decât 3 ani petrecuți pe o insulă pustie sau închis în camera dumneavoastră. Dar dacă puteți fi intens prezent în singurătatea dumneavoastră, și acest lucru ar putea funcționa. Indiferent dacă trăiți singur sau aveți un partener, cheia rămâne aceasta: să fiți prezent și să vă intensificați prezența printr-o și mai profundă concentrare a atenției în clipa acum. Pentru ca iubirea să înflorească, este nevoie ca lumina prezenței dumneavoastră să fie suficient de puternică, în așa fel încât gândirea sau corpul durere să nu poată prelua controlul și să le confundați cu cine sunteți de fapt. Conștientizarea faptului că ești ființa din spatele gândirii, liniștea din spatele zgomotului mental, iubirea și bucuria din spatele durerii, înseamnă libertate, salvare, iluminare.